Gradul de conectivitate a gospodăriilor la apă și canale în județul Hunedoara este printre cele mai ridicate la nivel național, potrivit directorului general al activității Goscom S.A. Orăștie, Fabius Chiseli. Cu toate acestea, există în continuare zone rurale în care toaletele sunt tot în curte, iar apa potabilă este doar la fântână. Chiseli a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că există totuși speranța ca aceste servicii să fie implementate și în zonele mai greu accesibile, dacă politicile publice vor fi mai aplicate. Suntem pe prime locuri în țară, exercițiul de benchmarking ne spune acest lucru, ceea ce e un lucru foarte ok. Bine, lăsăm la o parte faptul că județul Hunedoara este unul dintre cele mai urbanizate județe, adică populația... Este cel mai urbanizat din țară pentru... Da, cred că da, la ora asta. Deci, atâtea municipii și clar că fiind urbanizat, normal că poți să faci mai simplu alimentări cu apă și alte dezvoltări de genul ăsta. Asta e într-un punct de vedere. Din alt punct de vedere... Totuși sunt și zone care trebuie avute în vedere. Adică, bun, am grad de conectare de 90 ceva la sută, bine, dar ceva cu aia 6%. Aia 6% sunt mult mai greu de rezolvat decât să zic aia un deficit de 30%. Și atunci politicile publice se duc în zona asta. De aia spun că fiecare zonă e cu particularitățile ei. Noi ne putem compara, de exemplu, cu un județ ca și Călărașul, de pildă, care e eminamente rural, adică, na, acolo lucrurile stau altfel. Din punctul ăsta de vedere, deci și ca rețea hidrografică, județul Hunedoara stă foarte bine, adică stă mult mai bine decât alte zone. Noi folosim, deci toți operatorii din județ folosim apă de munte, adică apă care necesită un nivel de tratare mult mai coborât decât neapărat o apă din foraje, un câmpia Brăganului sau un câmpia de vest. Un grad mai mare de conectivitate a gospodăriilor la serviciile de apă și canalizare ar însemna și un nivel de trai mai ridicat, dar și un control al sănătății mai bun.